Faimoasa, rețetă de tort cu un ou și doar o banană. Tăiem felii o banană mare sau două mai mici. Presărăm două linguri de zahăr pe fundul unei tigăi. Așezăm feliile de banană în tigaia presărată cu zahăr. Spargem într-un bol un ou și adăugăm un praf de sare, vanilie, ...80 grame zahăr și batem cutelul până când se face spumă albă. Adăugăm 150 ml lapte. Incorporăm cutelul apoi 60 ml ulei și batem în continuare. Punem treptat 150 grame de făină și amestecăm tot cutelul. În final, mai adăugăm 8 grame praf de copt stins într-o lingură de oțet. Obținem un aluat moale pe care îl turnăm peste feliile de banană din tigaie. Coacem pe foc domol acoperit cu capac cam 20 de minute. Când aluatul s-a întărit pe deasupra, întoarcem să se rumenească și pe partea cealaltă. Mai ținem pe foc doar 3 minute. Apoi prăjitura cu banane caramelizate este gata, pufoasă, delicioasă și foarte parfumată. Poftă bună!